Gradele au scăzut în termometre mult sub limita înghețului, ajungând chiar și la minus 15 grade pe timpul nopții. Toate aceste condiții meteo au făcut ca suprafețele de apă să înghețe. La Năvodari, canalul Poarta Albă, Midia Năvodari, dar și lacul Tașaul s-au transformat în adevărate patinoare, așa că pescarii din zonă ar trebui să stea departe de pericole. Facem un apel către pescarii care pescuiesc la cop, că din cauza temperaturilor care sunt în creștere, gheața nu mai prezintă garanție. Vremea în următoarele zile se va încălzi treptat, astfel că media temperaturilor maxime va crește de la minus 4 grade la 7 grade cu plus pe 28 ianuarie, iar valorile termice din timpul nopții vor deveni pozitive. Între 29 ianuarie și 7 februarie se vor înregistra atât ziua cât și noaptea medii pozitive ale temperaturii aerului, ceea ce semnifică faptul că maximele și minimele vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit în această perioadă a anului.